Bine v-am regăsit. Mă întreb de vreun an jumate în cocoace dacă se mai poate naște, dacă mai poate să apară un autor, un roman la fel de complicat ca acel sofisticat, acel baroc laur al rusului Evgeni Vodolaskin. Și uite, acum ne vine dinspre Norvegia, dinspre Danemarca, dinspre fiordurile scandinave, o bilă de foc amară, amenințătoare, care ia universul acela închis, sumbru, fatal, damnat aproape din Ibsen, din Swedenborg și îl aduce înspre zilele noastre. Kim Leine, profesii din fiordul veșniciei, dacă spuneți în loc de profesii, profesii, nu este un lucru rău. Cine este Kim Leine? Are 55 de ani, s-a născut în sudul Norvegiei, la 16 ani se mută în Danemarca. La 29 de ani se mută în Groenlanda, în 2004 se reîntoarce în Danemarca și debutează ca scriitor în 2007. Romanul nostru ne transferă, ne teleportează în 1787, unde personajul nostru încearcă să creștineze, este un preot, încearcă să creștineze pe localnicii necreștinați, nebotezați. Deci asta înseamnă, deci, fiordurile Groenlandei, un roman al colonizării, un roman în care civilizarea, creștinarea, aduce după sine tema uriașă, dostoievskiană, a păcatului, a răului din noi. L-am întrebat o dată pe părintele Marcheș de ce pare atât de îndrăcit perimetrul unei mănăstiri. Și mi-a spus foarte ferm, unde vrei să fie hora dracilor? Acolo. Călugării iau asupra lor toate luptele, toată hărțuiala, toată harponarea pe care răul din noi, cei din afară, îl transferăm înspre ei. Ei bine, părintele nostru de aici este un amestec de păcat, de ispită, de păgânie, care vine să-și exorcizeze demonii din el, încercând să-i creștineze pe cei dintr-o comunitate mică, păgână, în care gheara Danemarcei, a Imperiului danez, este tot ce poate fi mai sumbru. Și acolo este un loc de răscoală permanentă, dar nu în aceste locuri, nu, cred că nu în partea creștină, în partea doxologică este rostul acestei cărți, cât în analizarea răului și a păcatului, a veșnice ispite dinăuntru personajului nostru, care din tinerețe are o aplicare ciudată către prostituție, către autoprostituare, ceva dostoievskian, ceva mazochist există înăuntru lui. Îl atrag hermafrodiții, este o relație bizară cu un travestit până la un punct. Este personajul nostru face avorturi, scoate puroi din plămânii unor copii care mor și părinților vin să se răzbune cum? Ucigându-i cel mai drag ființa cea mai dragă, ființa cea mai dragă a pastorului nostru era vaca. Sunt niște scene cu adorarea vacii. Apoi avem toată aplicarea lui înspre viciu. Preotul nostru propovăduiește binele direct proporțional cu răul pe care îl face el. Începe să fure, trăiește cu tot felul de văduve, cu neveste, umblă prin bordeluri. Este deci o acumulare de rău. Cum se va izbăvi și dacă se va izbăvi de rău, asta nu pot să vă spun, decât vă trimit din nou la romanul lui Vodolaskin, Laur. Este o pereche foarte bună pentru el. La revedere!